Dragi copii, pentru tezele voastre am ilustrat o referire la războaiele daco-romane dintr-un manual de clasa 5-a. Minunat scrisă, excelent documentată, sperăm că această lecție de istorie să vă fie de folos și să luați un mare 10. Iată ce ne povestește cartea. La Roma ajunge împărat Marcus Ulpius Traianus, unul din marii comandanți militari ai Antichității. Marea problemă pentru imperiu este lipsa banilor. Ca să depășească această problemă, romanii atacă Dacia, cunoscută pentru bogățiile sale. O armată uriașă, mult mai mare decât cea a dacilor, trece Dunărea și începe războiul. După câteva succese inițiale, atacul romanilor este oprit de venirea iernii. O imensă armată este blocată în munții Daciei. Decebal profită și organizează o ofensivă la sud de Dunăre. Dacă ar fi izbutit, Roma ar fi suferit un dezastru, poate cea mai mare înfrângere din istoria sa militară. Decebal se dovedește cu adevărat un mare strateg, dar și Traian arată că este extrem de priceput. Cu mare iuțeală, dându-și seama de primejdie, el retrage o mare parte a trupelor din Dacia și dă în Dobrogea bătălia decisivă. Cu mare greutate, romanii obțin victoria grație intervenției trupelor celor mai experimentate, veteranii. În amintirea marii victorii, romanii ridică un monument, Trofeum Traianii, în localitatea din Dobrogea românească, numită astăzi Adam Clisi. Decebal e nevoit să încheie pace, în condiții nefavorabile, întrucât o mare parte a teritoriului statului dac intră sub controlul romanilor, iar cetățile din munți sunt distruse. Mai mult, Traian începe construirea unui pod peste Dunăre în orașul Drobeta, care în prezent se numește Turnul Severin. Nerespectarea condițiilor păcii a fost cauza celui de-al doilea război dacic. Trupele romane trec Dunărea pe podul de piatră de la Drobeta. În al doilea război, romanii atacă din mai multe direcții capitala Daciei. Dacii luptă cu mare vitejie. Arma lor, o sabie încovoiată, provoacă răni îngrozitoare adversarilor. Însă, fiind mult mai numeroși, romanii cuceresc capitala Sarmisegetusa, pe care o distrug din temelii. Învins, Decebal alege să-și ia singur viața, episod dramatic care este înfățișat pe o scenă de pe columnă. După înfrângerea lui Decebal, Dacia este transformată într-o provincie romană. Simplu, scurt, clar și inexact. Aproape că nu v-am spus nimic, deși am citat precis dintr-una dintre cărțile pe care voi le învățați. Ne-am oprit la această carte pentru că ea este un etalon pentru informațiile pe care le oferă manualele școlare. Ciudat este că, indiferent de clasa în care sunteți în școala elementară, precum și în gimnaziu, informația transmisă rămâne tot la nivelul clasei a 5-a. Acum că aveți 10-le asigurat, dacă vreți să aflați cu adevărat istoria, etapele, deciziile și cauzele războaielor daco-romane, instalați-vă comod și uitați informațiile pe care tocmai vi le-am înșiruit. Puteți să vă chemați și părinții, pentru că mulți dintre oamenii mari nu știu mai multe decât voi. În seria dedicată războaielor daco-romane,
Sperăm să vedeți ce istorie măreață avem cu date, locuri, fapte și motive. Doar așa o să fiți cu adevărat mândri că sunteți urmașii celor ce au luptat și s-au jertfit la începutul secolului al doilea al erei noastre pentru un tărâm numit atunci Dacia.